Dragi telespectatori, bine vă regăsim la o nouă emisiune, proiect comun CNS și Roman 24, opinii avizate pentru CNS, respectiv o emisiune interviu cu Flora Ordean pentru Roman 24. V-ați obișnuit deja și spun bine a revenit în studio bine doamnei Flora, jurnalist cunoscut dumneavoastră. Încercăm și de această dată să punctăm câteva dintre evenimentele locale, dar și județene pe măsură ce le avem la îndemână, dintre cele care s-au întâmplat la finalul săptămânii trecute și la începutul acestei săptămâni, pentru că iată a fost o conferință de presă la primărie, cum se obișnuiește lunea. Eu aș începe însă cu subiectul pe care noi jurnaliștii îl considerăm cel mai tare cu ghilimelele de rigoare, în sensul că acesta atrage foarte mulți cititori care preferă aceste astfel de știri de ora 5, cum li se spune în presa centrală, deci știri care pun sub lupă acel fenomen cutremurător, spunem noi, cel al traficului de minori și cu atât mai grav cu cât aceste minore erau din centrele de plasament. De fapt, a fost subiectul principal al săptămânii trecute, după cum ai văzut. Între timp, eu am discutat cu colegul nostru Robert Iosub de la ziar Piatra Neamț, care încă de acum 3-4 ani seziza acest fenomen și are o declarație extrem de interesantă, respectiv aceea că se dorește sau s-a dorit să se ascundă sub preș acest fenomen, cu atât mai mult cu cât dacă ne amintim de celebrul prostituate pentru vipuri, acesta ar fi funcționat și în județul Neamț. El susține că este foarte greu de probat asemenea lucru, dar că a avut ponturi și semnale clare despre acest lucru. Între timp, eu am luat legătura cu purtătorul de cuvânt al Direcției de Protecție a Copilului Neamț, Magda Vasilache, fostă jurnalistă care chiar știe despre ce vorbește și, drept să spun, am rămas extrem de uimită de ceea ce mi-a dezvăluit. Respectiv faptul că Direcția de Protecție a Copilului primește aceste copile spre reeducare direct din aceste rețele de prostituție. Dacă ți-amintești... Da, deci ele vine cu un istoric, cu un trecut în domeniu, da. Da, dacă ți-amintești, anul trecut a fost destructurată în Piatra Neamț o rețea de prostituție care tocmai folosea aceste minore. Ei, se pare că minorile despre care discutăm acum au fost atrase și în acea rețea de prostituție. Spune însă Robert că este foarte greu de probat asemenea lucruri, chiar dacă tu ai ca jurnalist pontul respectiv. Lucrul este reconfirmat, cum ți-am spus, de Magda Vasilache, care spune că, într-adevăr, dar ceea ce este și mai uimitor este faptul că de fiecare dată, de câte ori un copil dispare într-un asemenea centru de plasament, el este anunțat la poliție, iar poliția la rândul lui anunță DICOT-ul. Surprinzător este faptul că a existat o asemenea disfuncție între aceste instituții ale statului, încât nimeni nu a mai anunțat decât până acum, deci până Direcția de Protecție a Copilului și centrul respectiv de plasament, cel de la Piatra și cel de la Roman, da, nu a aflat decât despre faptul că această minoră ar fi fost între timp eliberată și prinsă după ce fata s-a dus să le ducă la celelalte arestate de mâncare. De-abia atunci ei au aflat despre faptul că i s-a dat drumul acelei fete. Unde s-o fi dus în intervalul ăsta, iată că n-a interesat pe nimeni. Mie mi s-a părut extrem de alarmant acest lucru și la fel de grav mi s-a părut faptul că din acea rețea de prostituție s-a descoperit a face parte și un pedagog încadrat la școală
școala specială de la Ștefan cel Mare. Acolo ții minte că sunt copii cu dizabilități. Deci, ticăloșia a mers așa de departe, încât inclusiv din aceste centre de plasament cu copii cu dizabilități. Care nu au discernământ, da, și sunt victime sigure. Da, mă bucur că ați făcut totuși această remarcă, că sunt până la urmă fete aduse în aceste centre pentru reeducare, pentru că există cele două categorii de copii. Sunt și cei care sunt abandonați în maternitate sau cărora le pleacă părinții, ori îi lasă prin spitale, ori chiar la domiciliu și sunt aduși de mici, de bebeluși sau de la câțiva anișori atunci în centru. Și atunci te întreb cum de-ar fi putut să ajungă pe căi greșite. Dar dacă vorbim de copii care au deja un trecut în afara centre lor, adolescente care vin în centru pentru reeducare, s-ar putea să ne răspundem la această întrebare. Da, și ne amintim amândoi de acea celebră lege de care vorbim de încă din 2004, parcă nu, ia că sunt 13 ani bătut pe muche, da. Dacă nu mă înșel eu, din care există legea de înființare a centrelor pentru minorii delicvenți. Da. Există spații pentru că au, da, inclusiv romanul s-a oferit să ofere, da, un spațiu la liceul numărul 1 din capătul orașului. Însă sistemul a fost dispus la probe sub motiv că nu este o lege europeană, că legea europeană merge spre integrarea acestor copii în propriile familii, adică îl scoți sau în cazul nostru în centru de plasament, adică îl scoți dintr-un mediu rău famat și îl redai locului din care l-ai scos după aceea. Asta este o disfuncție a sistemului și cât de european o fi ea considerat, putea ca politicienii noștri să judece și prin prisma interesului național, pentru că iată, discutăm de recentul scandal din Italia cu aceste femei supuse exploatării sexuale sau mai nou, chiar astăzi. Bun, scandal am văzut din nou acum, în Germania. De fapt, lucrurile acestea se întâmplă cel puțin din anii 2000, când au început să plece masiv femeile prin străinătate la cules de fructe și s-au trezit victime sigure. Mă rog, adică de ce au ajuns ei la concluzia asta abia 17 ani mai târziu, că femeile sunt exploatate acolo? Da? Și de ce o exploatează ei politic în țară? Exact. Iată că am văzut declarații chiar la doamnei Arcan Emilia, da, senator de Neamț, care a făcut săptămâna asta, săptămâna trecută, o interpelare pe acest subiect în sfârșit. Da, vreau să mai amintesc că una peste alta în presa națională au mai fost cazuri cu adolescenți care au părăsit aceste apartamente sociale nefiind supravegheați, că aici n-am înțeles practic cine supraveghează 6-7 copii cât ai într-un apartament social. Adolescenții plecau și au fost cazuri când s-au sinucis. Sau au ajuns victime. Asta e o altă dramă. E o altă dramă. Păi dramă. Asta e până la urmă. După mine este... Cine are grijă de acești copii? Cine îi monitorizează? Îi monitorizează teoretic Direcția pentru Protecția Copilului și ar trebui să conlucreze cu DICOT-ul, dar fiecare cred că merge pe felia lui și nu comunică între ele, lucru pe care l-am constatat acum. Dar ne mai surprinde lucrul acesta când bun, se nu discută. Există nivel de comunicație, da, la niciun nivel. Așa în societatea este. Românească. Se discută, dar întrebarea firească ar fi ce se poate face pentru aceste tinere, pentru a le scoate definitiv din această lume. Ce se poate face? Purtătoarea de cuvânt Magda Vasilache spunea că aceste tinere se apropie de majorat și din acest moment au scăpat. Vor fi libere, da. Vor fi libere și au scăpat. Că aici da, întrebarea e unde se duc acestea, pentru că categoric ele nu vor mai păi era o propunere tot a unui parlamentar de Neamț să primească toți acești tineri din centrele de plasament măcar 1000 de lei lunar, bani cu care să-și plătească o chirie până se pun pe picioare și până reușesc, adică să aibă un job. Adică până reintră rețeaua de prostituție. Adică ca să aibă cu ce să-și achite o chirie să nu ajungă în stradă, pentru că sunt cazuri dramatice. E o dramă și pentru ei. Credeți că nu-și pun problema? Am 17 ani. Într-un an voi fi aruncat în stradă. Ce știi fac? Știi cu ce am comparat eu? Mie mi s-a părut această toată chestiune cu... Ai un coș cu fructe
Și în coșul acela cu fructe, tu păstrezi un fruct stricat. Ce se întâmplă cu celelalte fructe? Da, sigur, se deteriorează mai repede și celelalte. Se strică de la celelalte. Mie asta mi se pare este cea mai... imaginea care mi-a venit și mi se pare una peste alta, adaptată, care e concluzia, din nou ajunge numele municipiului Roman în presa națională și tot cu ceva a negativ. A făcut în conjurul tuturor, deci, posturilor de televiziune, știa nou, cine da. N-a văzut. Păi în momentul în care auzi la știrile pe națională în municipiul Roman, deja îți tresare puțin așa inima ca să afli ce s-a întâmplat. Da, din păcate, dacă așa cum spuneați, după celebrul dosar cu prostituate pentru cei șmecheri și celebri în județ, dacă într-adevăr există un interes pentru așa ceva, nu știu dacă vor reuși aceste tineri adolescente să aibă o viață... Hai să ne amintim de un celebru caz? Politician nemțean. Așa este, care a fost surprins, nu? Într-o cameră de hotel. Cu o minoară. O fetișcană, așa este. Și bine, mersi, n-are niciun fel de... Mă rog, acolo s-a discutat despre faptul că filmulețul ar fi fost trucat, da. Și că după cum se poate acum folosi aceste programe, imediat face un astfel de trucaj doar de dragul de a-i termina cariera politică a unui individ. Mă rog, e o altă discuție, deci e clar că așa cum bine spuneați dumneavoastră, sunt niște practici neortodoxe pe care nu doar politicienii, cei cu bani, bărbații cu o situație financiară bună recurg la astfel de metode, da. V-aș propune să trecem la subiectele din conferința de presă, a fost o conferință la care de eu n-am participat, dar și de aceea așteptam la dumneavoastră să-mi spuneți așa câteva... Foarte scurtă, 33 da, de am minute, înțeles cu o jumătate, te rog, cu tot cu întrebări, da. Acelea, bine, eram și foarte grăbit să mergem la plantatul de pomi, după aia trebuia să-l vizităm pe domnul Ianclu Wexler, președintele comunității evreiești care am primit 85 de ani și pe care l-am vizitat. Și am înțeles că undeva pe 25 martie și profesorul Gheorghe Ameciobanul este sărbătorit, da? Preasfințitul Joachim Băcăuanu, da. Arhiepiscopul, deci tot săptămâna, la sfârșit de săptămână, de la, da. A preluat la bun obicei domnul primar de la predecesorul său, deputatul Leoreanu. Subiectul numărul unu cu care a început conferința de presă a fost legat de taxa de depozitare de la Girov. Domnul primar a promis că va face, va profita de prezența în județul Neamț a guvernului. De fapt, o parte din guvern se întâlnește joi la Piatra Neamț, nu știu câte joi. Păi stați să vedem, deci discutăm astăzi marți 21, 22, 23 deci, martie. Deci pe 23 martie la Piatra Neamț se întâlnește guvernul României și cu cel din Republica Moldova. Uh-huh. De asta eu mă îndoiesc că vor avea timp să discute și despre ceea ce își așteaptă aleșii locali, problema taxei. Probabil de se mediu. Dorește acolo ce un schimb de experiență, de proiecte, cum lucrează un guvern, cum lucrează celălalt. Probabil, și atunci întrebarea... Nu vor lua efectiv pe capitole să discute problemele țării. Atunci întrebarea și a județului, va avea loc și o asemenea problemă care iată că arde în teritoriu, în toate comunitățile locale, așa cum știm, gropile acelea de gunoi provizorii dau pe din afară. Păi, oricum, primarul Lucian Micu spunea acum două săptămâni că până la sfârșitul lunii martie trebuie să luăm clar o hotărâre, pentru că inclusiv operatorul de salubritate, Rosalu, a spus nu că mai poate nu mai poate suporta aceste costuri și nu va mai ridica gunoiul. Și cred că a fost municipiul Orșova sau da, nu știu, la Orșova, a fost da, dat un exemplu. Exemplu da, unde... Și am înțeles că nici acum nu e rezolvată problema acolo, că este foarte greu să aduni într-o săptămână ce ai depozitat în o lună. Nu, deci din, ai transformat în pubelă, din punctul meu de vedere, în oraș și acum vrei da. Să scap de nu, din punctul meu de vedere va trebui ca și domnii consilieri locali de la Roma să se întâlnească în ședință și să aprobe această taxă și o să plătim un tarif dublu lunar pentru deșeuri și o să ducem deșeurile la Girov. Și mai rămâne să vadă autoritățile cum rezolvă problema gunoaielor de aici.
Pentru că și să achiziționezi mașina de ars, gunoi și de proție energie... Mi se pare pe utopie, că o asemenea mașină îți dai seama cât este de scumpă și în condițiile unui buget. Și apropo de buget, iată că de săptămâna trecută a fost supus dezbaterii publice. Pentru 15 zile, da? Da, ai apucat să te uiți pe el? N-am apucat să mă uit, din păcate. Nici eu, nu? Știm doar că pe 30 o să fie acea ședință de Consiliu Local anunțată. Azi suntem marți, nu? Da. Azi suntem marți, ora 13. Deci edilul șef a invitat toți consilierii. Sunt curioasă dacă vor participa și consilierii. Dar e fără presă, să înțelegem, da? E fără presă? Nu ne-a spus dacă e cu presă sau fără, dar cred că vom primi un comunicat de presă. Și să negocieze. Asta după ce mi-amintesc așa, Constantin Holban, consilier local PSD, chiar în emisiune la mine a spus că pe vremea primarului Leoreanu erau și ei chemați, băgați în seamă și băteau palma pe anumite capitole din buget, ceea ce nu s-a mai întâmplat în ultimul an, când a fost Leoreanu primar, nu l-a mai interesat și spunea dumnealui că nu se întâmplă nici acum cu Lucian Micu, că nu-i mai cheamă la consultări. Păi o fi ajuns pe consultat la urechile primarului Micu acest lucru și uite că i-a consultat. Da, i-a consultat și i-a chemat în discuții. Rămâne urcat pe site și poate fi și fizic consultat dacă sunt cetățeni care nu știu să acceseze internetul. Ei găsesc draftul de proiect de buget la birou unic din primăria Roma. Din păcate, cât credeți? Aici, din cele 70.000 de CNP-uri, cred că vreo 40.000 de locuitori, dacă sunt efectiv în oraș, câți vor veni să vadă draftul de proiect? Foarte puțin. Eu mă amintesc totuși că spunea primarul Micu că mare parte dintre bani, n-aș vrea să greșesc, dar parcă spunea măcar 4 miliarde de lei vechi vor merge către asistență socială. Păi acolo și e de suportată. De asistență socială, iar a fost ultima zi de depunere a dosarelor pentru tichetele sociale, ni s-a dat și o cifră, 2973 de solicitări de tichete pe legea 27 și aceste tichete se vor înmâna între 27 martie și 17 aprilie. Prima tranșă, că ele sunt patru tranșe, da. Tranșe, da. Și s-a făcut acolo, am văzut specificația, că cei care nu au depus până acum pot depune dosarele în continuare, urmând să beneficieze doar de următoarele trei tranșe, care mai sunt, poate sunt întârziați, cei care au crezut că nu se încadrează, neapărat să fie avut domiciliul în roman, pensionar sau persoană cu handicap, a căror venituri nete lunare să nu depășească 1000 de lei. Că s-a ridicat și acest prag, a fost 700 de lei, acum 1000 de lei, dar totuși au mai crescut puțin pensiile, am avut, a fost o perioadă când am avut 3000 și de beneficiari, acum undeva în medie la 3000. Da, nu uita că s-au majorat un pic pensiile și o parte exact, din nu ei s-au mai ieșit. Da, deși primăria a trecut pragul de la 700 de lei pe membru de familie la 1000 de lei, tocmai pentru a compensa cumva cu aceste creșteri. Da, uite că s-au majorat probabil într-un quantum mai semnificativ o parte din pensie, așa că nu mai iau. Și ar mai fi trebuit verificat și cum stăm la mortalitate versus natalitate, pentru că, din păcate, de la an la an, o parte dintre pensionarii noștri se prăpădesc. E și acesta un aspect care poate influența. Ți-ai plătit taxele și impozite locale, mai ales că ți-ai luat apartament? Să știți că noi am cumpărat apartamentul și taxele locale trebuiau plătite la zi în momentul în care l-am cumpărat. Deci și ai beneficiat? Sunt... Și ai beneficiat? N-am beneficiat, sistem. Că s-au achitat undeva în ianuarie taxele. Ai stat la coadă? Păi n-am stat așa eu. A stat proprietarul. Așa. Pe el a plătit. Nu mă gândeam că zic, te-ai dus și conștiința să stai la... Dar să știți că am stat în alți ani. Am așa plătit. Cum a făcut taxe primarul nostru, care a ținut să ne atragă atenția că l-a cam deranjat faptul păi, a făcut un subiect din faptul că își plătește taxele. Doamna și Flora, trebuie să fim ca orice cinstiți. Cetățean obișnuit. Trebuie să fim cinstiți. L-a deranjat în momentul în care reacțiile de pe Facebook au fost dure și critice la adresa lui. Te-ai dus acolo văzut. Și ai chemat presa. Deci a apărut, da? Pe un singur ziar online. Da, a apărut a spus acolo, că, da? Întâmplător un... Colegul nostru era acolo și a făcut o fotografie. Bun, dar în ziar apare o declarație al domnului Lucian Micu. Cum i-a oferit declarația? Dacă au schimbat numai două vorbe sau a fost de tipul bună ziua, bună ziua, pot să vă fac o fotografie, da, și a făcut fotografia, de unde e declarația?
Asta trebuia întrebat domnul primar, din păcate eu n-am participat la conferință, dar vă spun eu că după ce a văzut reacțiile romașcanilor care au fost negative, a dat puțin înapoi că nu a dorit el să fie pozat, că n-a chemat presa. Eu am recunoscut că nu am fost telefonată, nu am fost chemată pentru un astfel de subiect și nici nu aș fi participat. Probabil că pe el l-a sfătuit cineva greșit, după care au dat înapoi. Sau colegul nostru i-a spus: domnul primar, vă fac un bine. Vă fac un bine, domnul primar, dar se pare că n-a fost chiar un bine, da. A fost taxat de romașcan pe Facebook, Lucian Micu. A fost taxat. Da, da, și a pierdut. A pierdut pe mâna... A pierdut. Deci era cam tardiv să spună. Nostru, da. Deci asta nu înțeleg eu. De unde e declarația? Aici nu se leagă lucrurile. Poate a extras declarația din discuția pe care au avut-o acolo... Din discuția neoficială. Din discuția neoficială, că știi că se mai practică lucrul ăsta. Atunci nu știu cât e de... Apropo de etică în jurnalism, știți că tot am avut noi discuții tensionate, telespectatorii nu știu, că după fiecare conferință de presă mai sunt și nemulțumiri ale unor colegi și se mai încinge acolo discuția și atmosfera. Apropo de etica în jurnalism, nu prea e frumos dacă... Mă gândeam că totuși serviciul ăsta de taxe și impozite locale a progresat din punct de vedere tehnic foarte mult în ultimul an. S-au introdus sistemul electronic de plată. Da, după aia plata cu cardul, care e foarte importantă și a fost solicitată, da. Așa, iar de ieri... Acel aparat pentru bon de ordine. De ordine. La fel cum se întâmplă la cablu și la telefonie, la o firmă cunoscută în Roma, la fel cum se întâmplă pe la bănci, pentru că sunt unele bănci tot la fel. Stai cu bonulețul, cu număr de ordine, ești direcționat la un ghișeu anume în funcție de ce operațiune ai de făcut. Și în plus grija pentru contribuabili. Da, cei care stăteau în zilele aglomerate și 10 de minute, 10-20 de minute. Da, și stăteau în picioare. Acum și în picioare, se oferă băncuțe, dar spre surprinderea domnului primar care a trecut ieri dimineață pe acolo, oamenii stăteau tot în picioare. Când învățați cu, să stea la coz... Păi da, și spre surprinderea noastră a tuturor, deși putem plăti la ora... pe internet și cu card, da. Oamenii preferă tot să vină cu bănuțul și să stea acolo lângă ușă. La ora 8, fără 6 persoane își luase deja bun. Birou de ordine. Da. Iată ce matinal a fost domnul primar. Așa, da. Și dumnealui ne-a spus că pentru celelalte a plătit fizic doar la Roman cu cardul și la POS, probabil a fost și mai ordine, dar pentru celelalte a apelat la serviciile bancare pentru că dumnealui, așa cum o să vedem și în declarația de avere pe care o să o discutăm astăzi a domnului primar, are mai multe proprietăți și în alte localități ale țării și atunci a fost nevoie să-și plătească și a vrut să-și le plătească ca un cetățean conștiincios și să scape de, și da, să scape de aceste dări de locale. Da, da. Ora Pământului, ne apropiem de 25 martie și la Roman, cam fiecare an se... E un eveniment despre care prea puțin știu, prea puțin sting lumina, prea puțin participă, lumina, prea puțin vin în centru măcar... să aprindă o candelă și așa mai departe. Și anul ăsta, ca și eveniment organizat, va fi un tur ciclistic la care va participa și domnul primar și colega noastră... Sportiv din fire, da. Da, colega noastră Teo Rusu a întrebat cine și cum poate participa la acest... Și a spus că oricare cetățean doritor să facă în seara respectivă sport. Și că da, prima condiție e să știi să mergi pe bicicletă. Da, e prima condiție, da. Pe bicicletă. Și aici a zis domnul primar că din păcate va participa doar cu 3 dintre membrii familiei sale pentru că una din fetițe, dacă nu mă înșel, are mâna în gips și nu va putea merge. Va anunța traseul, se pleacă din piața Roman Vodă spre hotel, Bogdan Dragoș, Abator, deci se face ca în fiecare an. Adică renunțăm și la mașinile care poluează, stingem și lumina, să facem economie de electricitate și încercăm o variantă mai eco. Așa, și se întorc în piața Roman Vodă, unde cam fiecare an vor fi aprinse acele candele. Și ca oră de începere? Da.
Cred că 18, oricum pe seară. Nu, 20. Păi dar trebuie să fie întuneric și de acuță mă țin, dar da. 20 și ceva, da. Scuză-mă, te rog, chiar aici n-am... Da, oricum, pe seară. O să revenim, oricum o să facem știre, da, cu programul acelei zile și vor fi invitați și romașcanii să vină în centru și cu candele aprinse să facă numărul 60, da? 60 de minute de la ora Pământului. Spuneam noi că, din păcate, sunt prea puțini cei care participă activ. Nu neapărat să vină în centru, dar măcar preț de o oră să renunțe și la televizor și să stingă și lumina în casă pentru a economisi energie, deși primăria a anunțat de la un an la altul care sunt rezultatele acestui eveniment, cât am economisit, așa. Să reamintim faptul că de la 1 aprilie, uite acum și 1 aprilie, da. Direcția de administrație a piețelor se va deschide zona de picnic, iar direcția de administrație a piețelor va trece în perioada imediat următoare la igienizarea propriu-zisă a pieței, dar asta nu se va mai face așa superficial cam cum se făcea până acum, se va face cu niște jeturi, da, de apă. Sper să nu fie nici în pripă, că pe 16 aprilie deja sunt sărbătorile pascale și cu o săptămână înainte cam sunt puse la dispoziție toate alimentele necesare, gospodinele cumpără din timp. Mă gândesc că e cam, puteau să se facă aceste activități un pic mai devreme. Se va spăla zona de tarabe, da, acoperișul și pe jos. Am văzut și străzile. De apă. Se vor spăla cu detergent. Și speră că în două săptămâni, spune domnul primar, speră că în două săptămâni să fie finalizată acțiunea asta. Da, plus celebrul spălat al străzilor cu detergent, pe care, acțiunea pe care o face Rosal, și aici au fost foarte multe discuții din partea oamenilor, mă rog, detergentul acesta se aruncă așa pe străzi, rămâne o spumă, nu știu cât să curăță, da, s-a trecut de vreo două ore, așa. Vor fi curățate și trotuarele, pentru că am înțeles că e foarte mult material antiderapant pe trotuare. Dar tot în domeniul ăsta, iată că domnul primar ne anunță că piața de vechituri care funcționa chiar lângă... Pe Aprodu Arbore. Pe Aprodu Arbore, lângă comunitatea evreiască. Va fi desființată de acolo? Da, va fi dusă în bazar. S-a întrebat de ce. Domnia s-a spus că acolo sunt și foarte multe lucruri sustrase. Adică furate, furate, da, pe românește. Dar pe de altă parte eu mă gândeam că și în zona TikTok, unde a fost fosta școală numărul 4 și a rămas un teren liber după demolarea școlii, tot vin comercianți acolo, ba cu vechituri, ba cu alimente. N-am înțeles niciodată cine și cum vine acolo și dacă cel care a revendicat clădirea, terenul, permite accesul în zona a comercianților. Da. Să specificăm că străzile vor fi spalate noaptea. Deci numai aici am găsit acum străzile. Ce mi-a atras atenția domnul primar și ne roagă să facem acest oficiu de comunicare. Probabil că din cauza facturilor exagerate la utilități, da, vorbim aici de energie electrică și termică și gaz metan, da, lumea a cam rămas în urmă, ca de obicei, cu plata utilităților la asociațiile de proprietari. Face domnul primar un apel la toată lumea să-și plătească aceste restanțe. Datoriile mari fiind la apă, da? La apă, da, pentru a nu ne afla, nu ne trezim situația de a fi oprită apa, știu eu, poate taman în perioada sărbătorilor, da, pascale. Da. Da, mă rog, aici sunt câteva scări de bloc fericite, să spun așa, unde oamenii și-au făcut acea facturare unică la apă și unde nu suferă din pricina vecinilor care nu achită. Da. A fost întrebat domnul primar dacă s-a decis locul în care se vor organiza vestitele zilele, zilele orașului și dacă vor mai continua, dacă va continua acest sondaj, nu? Care e pe nu Facebook, acest sondaj, nu? Dacă vor mai fi puse și alte întrebări populației, dacă populația va fi consultată și pe alte teme. E un alt eveniment deosebit de important de ieri, a fost conferința de presă de la spital. Da.
multe... Și ați găsit răspuns la întrebare de ce nu este apă caldă în spital? Pentru că, de fapt, nu este apă caldă în spital. Și am văzut că după ce doamna manager Andrici nu mai ezita și nu știa ce să spună, a salvat-o directorul economic. Despre asta e vorba. Trebuie să ne uităm și la reacțiile lor și la grimasele pe care le fac și surprinderea când e adresată o întrebare. Dumneavoastră ați fost, vă rog, să ne spuneți ce... Doamna Andrici a fost prezentă la conferința de presă, ca de obicei, doamna Andrici, managerul spitalului, director medical Oana Onu, doctorița Onu, economist Leonardo Chiroaie, director economic, Irena Chirilă, director de îngrijiri medicale și Cătălina Pălânceanu, șefa secției interne. Mă rog, scopul conferinței... Scopul conferinței a fost în primul rând de a ne pune la curent cu noile elemente aduse de legislație în privința contractărilor de servicii medicale care trebuie să se realizeze până la 1 aprilie. Ne-au dat foarte, foarte multe detalii tehnice care n-are rost să le spunem. Sigur, și care nici nu sunt pe înțelesul cetățenilor, da. Și citite toate de pe o foaie, mă gândesc, da? Da. Și s-a trecut apoi la ceea ce mi s-a părut foarte, foarte important și am pus multe întrebări pe chestiunea asta. Foarte multe posturi scoase la concurs. Am întrebat chiar aici, am făcut astăzi știrea, în total sunt 34 de posturi anul acesta și eu am întrebat de la posturi de îngrijitor, curățenie, brancardier, asistent debutanță, asistent cu gradul 1, la registrator medical, la... operatori pentru calculatoare, pentru birou de aprovizionare, pentru muncitori necalificați, funcționari la serviciul de personal, analiști, programatori, deci foarte, foarte mulți, până la medici. Iată că din nou avem foarte mulți medici. Așa, ce m-a surprins de data aceasta a fost faptul că sunt și foarte mulți candidați. Sunt, uite, la asistent debutant la medicină internă, 7 candidați. La asistenț medical, chiar la astea provizorii, deci este un post de două, pe durată determinată și pe durată nedeterminată. La cea pe durată determinată, 4 candidați. Da, dar știți de ce, nu? Pentru că acum a fost interes mare în ultima perioadă și în sănătate și în învățământ. A, salariile s-au majorat. S-au majorat salariile și atunci e atractiv. Plus de asta, nu trebuie să ne bucurăm, doamna Flora, vă amintiți că au fost și 11 candidați pe un loc și niciunul nu a trecut de examenul scris. Hai nici să, măcar unul, deci ne pregătiți. Hai să vedem la viața medică. S-au trimis din nou, aici pare o dramă, actele pentru anunțarea posturilor pentru medici. Acolo există o procedură prin viața medicală. Avem prin acea revistă de specialitate, da. Avem nevoie de un medic de laborator analize, avem nevoie de medic la interne, cardiologie, obstetrică, ginecologie. Astea sunt posturile noi scoase la concurs și iată posturile, ceea ce spuneai tu, n-a venit nimeni, posturile pentru republicare. Da. Laborator radiologie, medicină internă, cardiologie, diabetologie, neurologie, pediatrie și farmacie. La farmacie 4 dosare sunt depuse. Ce să spun? Să dea Dumnezeu să găsească de data asta? Da. Să găsească, poate că e mai ușor, dar să găsească persoane calificate, bine, pregătite. Bine pregătite, aici e greu pregătite. De selectat. Da. Dotări, s-a vorbit iar despre dotări, iar eu am, adică mi s-a răspuns punctual la o întrebare pe care eu o adresasem încă de dimineață doamnei doctor Onu, directorul medical, pentru că era nevoie de documentare, era vorba de cifre.
legate de avorturile care se mai fac în spitale la ora aceasta. Am întrebat lucrul acesta și legat de acea mișcare Marșul pentru Viață, care este organizată de un grup de activiști. Uh-huh. Și care undeva, cred că tot la sfârșitul lunii. Da, în martie. Da. Așa, și atunci am întrebat ce se întâmplă dacă în spital se mai fac... Bun, dar dacă nu se fac în privat, se fac la cabinetele private. Asta a spus, mi s-a spus că se fac așa, în spital se fac doar cele în care vin femeile cu sângerări, cu acea metrologie. Unde copilul oricum nu mai are șanse, da. Și sarcini extrauterine. Și sarcini oprite din evoluție asta. Ei, iată că în primele 3 luni s-au efectuat 13 avorturi și 24 de sarcini oprite în evoluție. 3 luni, da, sunt 3 luni, ianuarie, februarie, martie, și martie încă nu s-a terminat. Da, practic 2 luni jumătate, da. Am întrebat-o pe doamna doctor despre acel cabinet de planning familial și dumneavoastră mi-a spus că funcționează. Eu nu știu, am oarecare îndoieli, nu prea am auzit noi sau știu. Dar cred că era interesant să aflăm vârsta mămicilor care apelează să facă un avort. Că sunt foarte multe adolescente, eleve, și atunci ele au depus în balanță, continuă studiile, se gândesc în a avea o meserie pe viitor, devin mame, asta implică schimbarea radicală a vieții, alte responsabilități. Că acum, când e vorba de o femeie căsătorită și care are un loc de muncă și o familie, poate nu e atât de problematic, dar la o copilă de 16 ani e o dramă. Mai și e nevoie, dar e nevoie și de consiliere, și de psiholog, și de discuție cu părinții. Apropo de psiholog, mi s-ar fi părut necesar să ni se spună că toți acești copii, toate aceste fete ajunse în aceste rețele de prostituție au fost consiliate și psihologic. N-am auzit nicio vorbă despre acest lucru. Asta implică tot costul. Știți că și psihologii au o meserie, până la urmă, și trebuie să-și facă acele ședințe contra cost. Întorcându-ne la spital, doamna doctor Pălânceanu ne-a prezentat secția medicală, care de asemenea este foarte bine la pusă la punct, așa cum, sau cel puțin aparent, așa cum sunt puse în cam toate secțiile din spital. Știți cum se spune, doamna Flora, la fel cum am spus și eu, din fericire, pentru mine m-a păzit Dumnezeu și n-am ajuns să fiu internată. Dar, până la urmă, cel care cunoaște realitățile din spital e pacientul, cel care ajunge să fie internat pe o secție. Atunci, din interior, ies toate lucrurile mai puțin plăcute la suprafață, pentru că ele sunt. Nu trebuie să ne păzim acum. S-a mai ridicat problema de către alți colegi, problema faptului că s-a ajuns din nou la interminabile liste de așteptare pentru analizele din spital, și domnul Achiriloa a intervenit și a spus că într-adevăr aici există doar o alocare bugetară de 22.000 de lei pe lună și că acest alocare se epuizează repede, da. Se cam termină. Apropo de apă caldă, uite, ni s-a răspuns, a pus colegul nostru de la Ziarul de Roman, pus întrebarea, probabil a auzit în conferința de presă că tu ai întrebat acest lucru și a zis că există apă 2-3 ore pe zi. Și eu am întrebat cei cu acel sistem de panouri solare pe care îl are spitalul și mi-a spus că se produce apă și în acel sistem, bineînțeles că vara, dar din câte am înțeles eu, apa asta ar fi cam așa, călie sau cum se spune. La etajul 4 vă spun eu că n-a ajuns nicio picătură de apă caldă în 7-8 zile. Da. Alte lucruri așa deosebit de importante. M-ar fi interesat pe mine, îmi pare rău că n-am fost prezentă, că am avut și o problemă în familie. Poate că s-a întrebat vreodată. Am văzut așa pe un bilet de externare niște costuri cu spitalizarea pe 7 zile de vreo 2000 și vreo 200 de lei. Deci undeva cam 3 milioane, până la 3 milioane jumătate de pacient cu spitalizarea. Cost pe zi.
Păi, dar nu e, de ce ți se pare mult? Păi nu, adică aș fi vrut să ne explice cineva. Medicație. Păi, adică cazare, cazare, ce cazare? Medicație, care medicație atâta timp cât primești o pastilă pe zi și restul le aduci de acasă? Apă caldă, nu, mâncare de acolo oricum, nu. Adică mie mi se pare exagerat, sincer. Nu știu cum se decontează, ar trebui poate să ne explice cineva în momentul în care iese pacientul din spital și are acea, omul se uită, zice, domnule, ia uite, spitalizarea mea a costat 20 ceva de milioane, doar de ce? Și e dreptul omului să se întrebe de ce și consider că ar trebui să ni se explice. Categoric. Deci eu nu spun că e mult sau că e puțin, dar pentru cei care sunt în afara sistemului e greu de înțeles. Colegul nostru Vlad Clapa a întrebat pe doamna doctor Pălănceanu ce și-ar dori de la conducerea spitalului și pentru ce a făcut solicitare. Și a spus că ca în tot spitalul e nevoie de mobilier. Acum eu, chiar ca mobilier, nu prea am văzut cum arată mobilier, dar probabil că de vreme ce dumneavoastră a spus că e nevoie de mobilier, e de plâns. E de plâns, mai ales acele dulăpioare unde pacientul își pune mâncarea și lucrurile necesare, sertarele nu se deschid, sunt ruginite, nu mai au câte un picior, mai pui câte un șervețel să stea drept. Deci e îngrozitor, vă spun eu. Da. Bine nu e. Ce zici să mai discutăm activități culturale? Am promis, cred că trece emisiunea și am promis. Păi hai atunci să ne întoarcem la... Haideți că erau și două activități culturale, da, una la piatra. Am promis că discutăm și despre averea primarului, dar să mergem întâi. Mai avem vreo doi consilieri locali. Dar hai să începem cu primarul, că e mai... Aici n-am în față, am Daniela Am eu teren și... intravilar 37 de metri pătrați, cumpărat împreună cu soția din 2011. La Roma n-are un spațiu comercial din 2004, 89-62 metri pătrați. Bănuiesc că e vorba de Conjur, sediu asociației, da. Conjur. Iată apartamentele de care vorbea, are în Iași, apartament din 2007, 32 de metri pătrați, tot în Iași unul de 35 de metri pătrați. În Iași în 2007 32 de metri pătrați. Sunt cam mici, poate sunt garsoniere. Iași 32, da, le folosește pentru închiriat, da. Nu are bunuri mobile, are active financiare, datorii la OTP, discutam și altă dată. Crea acel credit în francelvețieni. Da. 2007, tocmai în 2037 expiră, dai seama, 144.500 francelvețieni. Atenție, vorbim aici de indemnizația, că este declarația de avere la vremea de pe când 2016, era, așa, de când era viceprimar. Da. Indemnizație de viceprimar 39.872 de lei anual, probabil pe an, da. Da. Probabil este neindexată, că între timp s-a și indexat. Da. Soția Anca este expert contabil și din audit financiar are 16.686.000 lei. După aia, uite... 16.686. Da. După aia, venituri din contracte de închiriere. Are aici, n-are rost să mai spunem sumele când sunt și păi, eu vă spun doamna eu că e simplu. Are dividende, are și alocație de copii. Dacă domnul primar are vreo 4 apartamente în Iași, media e cam 300 de euro, că Iașul e oraș studențesc, 4 ori 3... 12, măcar, uite, 1200, măcar 1200 de euro, uite, na, pe lună. Să-ți ei, nu, dar le-am spus așa pur și simplu. Măcar 1200 de euro într-o are lună. Doamna Anca are și dividende de la asociație, deci sunt oameni înstăriți. Realizați, nu duc grija zilei de mâine, da, cu două fetițe la școală. Trecem la consilierii județeni? Da, nu mai avem la Consiliul Local doamna Daniela Suma, n-am eu în fața aici, avem așa, un teren intravilan dobândit în 1990 de 1723 de metri pătrați. Contract de întreținere, așa l-a dobândit doamna Suman, îl are 100%. Asta poate să fie o înțelegere cu părinții, da. Nu, e de la soacră, domnului, da? Sale. La... Are o casă de locuit dobândită în 1990 de 200 de metri pătrați. Casa ca și casa, de la fel, contract are... de întreținere. Da. Deci aici e vorba de părinte, de soacră, acolo, de ceva. Acolo vreau să spun că e o grădină și foarte aproape de centrul orașului. Aici este o grădină superbă, superbă. Am fost acolo, cel puțin primăvara, în mai
mai când înfloresc pomii este o nebunie și toată vara îți vine să nu mai pleci de acolo. Hei, dar n-ai cum. Da, avem două autoturisme, da, unul din 2005 și unul din 2010. În leasing luate, în schimb. Unul pe leasing, unul pe credit auto. Da. Ce avem? Avem un Chevrolet, adică amândouă sunt Chevrolet. Da. Da. Din astea mai pretențioase. Ia să vedem la datorii. De mult, din 2005 are câțiva ani. Are, da. La datorii avem un credit deschis în 2014, scadent în 2016, un credit de 16.000 de lei. Deci un credit în lei, o alegere înțeleaptă, spun eu. Venituri, ia să vedem, Daniela Suman, profesor la Colegiul Național Roman Vodă, 26.000 de lei. Suman Cristinel, la o clinică medicală, înțelegem că lucrează, 30.000 de lei. Și iată, dă și, deși fica e în București, da, Zara, consultant. 65.000 de lei, foarte bine. Bravo, un copil care a ținut de carte și lucrează și câștigă bani frumoși. Bravo, e de apreciat. E încă studentă, din câte e încă studentă, dar iată că reușește să se întrețină și să nu mai ceară la părinți. Și îl mai avem pe tânărul Daniel Vasiliu, liderul de grup al celor de la și, PSD. O simpatie personală a ta. Da, e, nu neapărat să zicem, da. Mi-aș fi dorit ca o parte dintre domnii consilieri să citească puțin, să vină mai informați la ședință. Altceva nu avem să le reproșăm. Da, avem aici la domnul Vasiliu terenuri în Piatra Neamț, văd aici, dobândit în 2015, 500 de metri pătrați, 50% îl are împreună cu soția. Este arhitect la Bacău, că ne întrebam săptămâna trecută, deci mi-a răspuns din mașină când sunat. Ia să vedem ce mai avem aici. La bunuri mobile nimic, deci nu are o casă pe numele lui, cel puțin asta reiese, are un teren de o casă, nu la venituri. Da, arhitect, 12.600 de roni anual, soția profesor la școala Alexandrinu, la ce școală? Vasile Alexandrii, da? 15.600 de roni, ia să vedem la datorii, nu. Bănuiesc că e tot anual, că aici nu mai spune. E membru la ce are și da. Atât. Deci are un teren pe numele dumnealui, dar n-are și o construcție. Poate că intenționează să se mute în Piatra Neamț, dacă și-a cumpărat acolo Bacău, un teren. Poate. Dar Piatra Neamț, terenul e în Piatra Neamț. Dacă e arhitect la Bacău. Și atunci de ce și-ar cumpăra un teren în Piatra Neamț și nu în Roman? Da, oportunitate, da, ca în domeniul imobiliar. Da. Mai avem un minut. Un minut, mai facem un consilier județean să și notăm ca să nu-l uităm. Vorbeam de domnul Catrinei, vașnic liberal, are un teren și un apartament de 55 de metri pătrați în Roman, probabil că ăsta e terenul de sub apartament, autoturism Ford 2006, un Mitsubishi 2011, este dispecer Rosal soția, 17.150 de lei și domnia sa este agent asigurări, are un venit de 153.446 lei, desigur că tot anual. Este membru al biroului permanent PNL Roman și la județ. Și cam atât. Da, și cam atât e și cu emisiunea noastră de astăzi. O să ne întâlnim de acum săptămâna viitoare. Vă mulțumim tare mult! La revedere! La revedere!